se alătură distracției noastre și specialistul pro-sport în arbitraj, Marius Avram, fostul ecuson FIFA, ne spune două bancuri, dar între ele puteți urmări și o colecție de momente amuzante și epic fail-uri din sport. Publicul spectator îl huiduiau rău de tot pe unul dintre spectatorii prezenți la meci. Întreabă cineva, nu te spune, de ce îl huiduie pe omul ăla? Păi a aruncat cu o sticlă înspre arbitru. Păi da, dar nu l-a nimerit. Păi da, tocmai de-aia îl huiduie. Te pup! N-ai niciun dialog cu mine! Hadouken! Unde este Guanga? Hai să prindem Guanga! Am luat și o bătă și am dat unul în față. Mi-a dat de majulit. Sunt amețit, e dimineață. I have a boyfriend. Don't be suspicious. No. Man down! We got a man down! Man down! Un tip îmbrăcat în negru, după ce moare, ajunge la poarta raiului. Acolo Sfântul Petru, care făcea trierea cine intre, cine nu, îl întreabă, nu te supăra, tu ai furat vreodată?
Omul zice, domne, știi că eu sunt arbitru de fotbal și am arbitrat un meci foarte important și am dat intenționat un penalty care n-a fost. Aoleu, zice Sfântul Petru, când a fost asta? Păi, acum 30 de secunde.